Este bine aici, da? Da. Asta de la 247 de 3 pogoane, un hectar jumate, cu ce e pus? Nimic. În ultima zi a lunii, la centrul Apia s-a lucrat doar pe bază de programări, însă chiar și așa a fost o zi destul de agitată. Când veniți să faceți declarația, dumneavoastră trebuie să veniți să fiți informată, ca să puteți să facem un dosar normal. Mă înțelegeți? Că dacă o pușpim așa, tot dumneavoastră să trageți de ele. Să depun cererea pentru subvenție. Ați mai depus? Da, este al treilea an. Am venit pentru întocmirea dosarului cu pământul ăsta. Da, de la Prunișor, de acolo. La Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură se primesc în această perioadă cererile de plată pentru schemele sau măsurile de sprijin pe suprafață 2012. Pentru a beneficia de sprijinul financiar, fermierii trebuie să depună documentele până la 15 mai. Aglomerația s-a format de la primele ore ale dimineții. O parte din salariați, cei care nu sunt implicați în primirea cererilor și în procesarea directă a acestor cereri, sunt liberi, urmând să recupereze potrivit hotărârii Guvernului în 5 mai, în prima sâmbătă, după data de 1. Fermierii au fost programați înainte de începerea campaniei. Noi am respectat această programare și ne-am prezentat la serviciu. O bună parte din ei s-au prezentat pentru depunerea cererii astăzi, urmând ca cei care n-au venit crezând că suntem liberi să vină în zilele următoare și noi vom rezolva alături de ceilalți fermieri programați. Fermierii care nu au depus deocamdată documentele necesare pentru obținerea subvențiilor mai au timp până pe 15 mai. Marți de ziua muncii vor fi liberi și angajații de la APIA, la fel ca și ceilalți bugetari.